Irinel Columbeanu s-a căsătorit cu Monica Gabor pe vremea când aceasta avea doar 18 ani, iar el 49. Din povestea lor de dragoste a rezultat și o fetiță pe nume Irina, care acum este în grija mamei sale. Cei doi au ajuns la divorț în 2011, însă motivul real a fost divulgat de către fostul afacerist în urmă cu puțin timp. Despărțirea dintre cei doi a luat pe toată lumea prin surprindere și a fost mult timp subiect de discuție. Invitat într-o emisiune cu puțin timp înainte de a ajunge la azil, printre numeroasele subiecte discutate s-a numărat și divorțul fostului milionar de Monica Gabor. Acesta nu a avut nicio reținere să spună exact care a fost motivul care a dus la despărțirea de mama fiicei lui. Ei bine, fostul milionar a mărturisit că factorul principal care a dus la divorț a fost atenția presei, care era îndreptată asupra lor mai tot timpul. Prezentatoarea emisiunii în care acesta a făcut declarațiile, Cristina Șișcanu, i-a reamintit fostului afacerist de un anume episod în care el a fost văzut împreună cu niște domnișoare într-un cadru intim. Așa că celebrul fost milionar a recunoscut acest lucru și a spus că acela a fost într-adevăr motivul rupturii dintre el și Monica. Cu toate acestea, el s-a apărat și a spus cu sinceritate că nu a fost vorba de infidelitate, căci nu a ajuns în acel punct cu respectivele domnișoare, însă argumentul lui nu a fost unul credibil în fața fostei sale partenere. În momentul în care Irinel Columbeanu a fost surprins în jacuzzi cu tinerele domnișoare, Monica Gabor era plecată în America. Despre situația de atunci, fostul milionar a explicat că de fapt el a ajuns în ipostaza nepotrivită într-un context diferit, nici de cum că ar fi avut intenția de a o înșela pe soția lui. Mai exact, acesta a spus că fetele respective ar fi venit la el pentru a discuta despre o soluție în privința unei probleme pe care fosta lui soție o avea cu impresarul ei italian. Aceeași explicație a avut-o și în fața Monicăi, însă modelul nu a vrut să-l creadă sub nicio formă și a plecat din locuința conjugală. În cadrul emisiunii, Irinel Columbeanu și Cristina Șișcanu au trecut în amănunt prin tot ceea ce s-a întâmplat în momentul în care fostul milionar s-a despărțit de Monica Gabor. Iri, așa cum mai este numit, nu s-a sfiit să-i spună prezentatoarei în față că soțul ei a avut o contribuție în ceea ce privește divorțul lui și al mamei fiicei sale. Mai exact, acesta a amintit că în ziua în care Monica a fost invitată în emisiunea lui Mădălin Ionescu, ea a spus clar că încă nu știe dacă o să divorțeze, astfel că fostul milionar este de părere că presa a avut o influență majoră în decizia brunetei de a pune punct. Discuția dintre prezentatoare și Columbeanu a continuat, astfel că fostul milionar a spus răspicat faptul că mama fiicei sale nu ar fi înaintat actele de divorț dacă anumite personaje din presă nu ar fi avut o implicare. Deși nu a vrut să mai ofere un alt nume, acesta a spus că adevăratul vinovat este tot un coleg de breaslă de-al Cristinei Șișcanu.